La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie, cel cu numărul 202. Nu ne oprim, pentru că e pandemie, pentru că e toamnă, pentru că iubim poezia și pentru că vreau în aceste momente să vă aduc în atenție autori de fiecare dată noi. Sper că nu i-am repetat pe acești prieteni ai noștri și sper că dumneavoastră îi căutați, le căutați cărțile și lecturați. Și astfel, așa cum am spus de atâtea ori, ne luăm în fiecare zi medicamentul pentru inimă și pentru minte și, de asemenea, întregim cercul iubitorilor de literatură. Pentru astăzi am ales coloană sonoră o muzică renascentistă. Giovanni Gabrieli, un italian care a trăit la sfârșitul secolului XVI, începutul secolului XVII, o muzică, zic eu, antrenantă, tonică și pe alocuri aproape maestuoasă. Și știți de ce? Pentru că dimineață m-am trezit ca de multe ori în pandemie, țineți minte, când stăteam numai acasă și dimineața eu postam fotografii cu răsăritul. Astăzi am avut din nou bucuria unui răsărit extraordinar de frumos. V-am postat în imaginile pentru momentul de poezie una din capturile foto și de aceea am zis că Gabrieli se potrivește foarte bine. Da, să trecem repede la poezie. Primul autor pe care vreau să-l avem aproape este domnul Mircea Stâncel. Este membru al filialei Arad Hunedoara, a Uniunii Scriitorilor și vă prezint un poem apărut în 2017 în revista Vatra de la Târgu Mureș. Poemul se numește Exilul dezmembrat și dacă sunteți atenți o să observați că se potrivește oricărui moment, inclusiv celui de acum și oricui. Mircea Stâncel. Pe umerii tăi aș așeza podoabele imperiului pe timp de război. Dar tu ești acum atât de departe, încât nici Homer nu mă mai poate ajuta să te revăd. Să-ți văd chipul îngrijorat, oboseala ta, indeciziile tale și aerul e rece din nou, strecurat în cameră între noi. Oasele mele sunt absorbite de erorile zilei. În cărnurile mele, imprudențe s-au consumat. Eșecurile ultimului secol. Cu toate acestea, dacă tu ai trece azi pe ulița mea, unde doar iedera mai foșnește din clorofila ei, în ciuda unor minți încremenite în proiectele pierzării, pe largonia de la geamul casei ar înflori din nou. Tămâia din candela veche s-ar aprinde singură. Îți spun că am văzut moartea pe bulevardul păcii. Am pus mâna pe rana ei și am văzut că există. Aici se trăiește doar din speranță. Eu aș cumpăra un trotuar pentru tine. Aș topi toate madlenele în inima mea. Mi-aș cumpăra un tren și te-aș urca pe geam. Iar gările le-am acoperit cu confeti. Dar mâinile tale vin singure la râu. Mai pot albi ele țesăturile în containerul zilei? Mai lasă-mă să visez la grădinile victoriene. Aici, într-un peisaj cu fiare contorsionate, sub presiunea unei bombe cu sânge. Ce frumos! Ce frumos, iată! Un poem de depărtare, un poem de dragoste, un poem tristuț, dar tare, tare frumos scris. Mircea Stâncel, stimați prieteni. Și ce vedeți în spatele meu? Sunt lucrări de Nela Constantinescu, Paula Ribariu și regretatul Aurel Manole. Un alt autor pe care vreau să-l avem aproape este din Republica Moldova, Irina Nechit.
care este membrășia Uniunii Scriitorilor din România, nu doar a celei din Republica Moldova. Și nu e doar poetă, e și traducător și e și dramaturg, are o grămadă de cărți, vă invit să le căutați. Eu am să vă prezint un poem din volumul său antologic, fiți atenți titlul, Un om de succes și alte pierderi. Iată, din titlu spune multe. A apărut în 2018 la editura Prut Internațional. Și poemul pe care l-am selectat pentru acest moment se intitulează Zăpadă și este tare gingaș pentru că poeta își imaginează mama fetiță. Irina Nechit. Fugea de rupea pământul mama mea mică, biciuită de fulgi, din soare aprins-o lângă biserică. Mama mea zgribulită, îmbrăcată subțire, fetița desculță, lăsând pe zăpadă urme de piciorușe goale. Mama mea singură pe ulița albă, fugea spre casă. Fulgii roiau în jurul ei, îngerii o plezneau cu aripile. Mama mea speriată își pleca fruntea, își strângea mâna la piept. Un lanț de urme se întindeau de la biserică până la tălpile ei mici. Ce frumos! Irina Nechit, stimați prieteni, și cel de-al treilea autor pe care vreau să-l avem aproape este Gabriela Schuster, care se pare că a plecat în Germania, dar este prietena noastră din România. Prietena noastră în sensul că a fost publicată de Călin Vlasie în minunata colecție Q Poem, la regretata editură Paralela 45, dar cum știm, editorul Călin Vlasie nu se lasă și continuă să editeze poeți și selectează pe cei buni și foarte interesanți. Și vă prezint un poem din cartea apărută în colecția Q Poem, intitulată Fata de la oraș, apărut în 2016. Un poem care i-a plăcut și prietenei Luminița Dascălu, poeta care realizează minunatele reviste Poem Cafe, cu fonduri de la Vera Maxim de la cofetăria Poem Cafe, v-am mai spus, cofetăria care are cărți, cofetăria care are cele mai bune dulciuri, cu ingrediente naturale, bune, bune și frumoase. Și haideți să vedem poezia. Gabriela Schuster. Poemul se intitulează La bărci. Și pentru că e frumos afară, poate plecăm și noi într-o plimbare, măcar imaginară, cu o barcă. Săriți la bărci! Pantocratorul din Sinai s-a mutat la muntele Athos. Urcă fără sandale și tace morocănos. Ploapele grele de cele văzute, articulațiile rupte de cele purtate. Săriți la bărci! Rândul doi mă întreabă sticlos. Ce e aia percolat? Ceva lat? Sau care inventează pere? Săriți la bărci! Cu tremurul de gradul 9 năvălește furiș furișat. Pantocratorul și-a desfăcut aripile. Noi ne dăm drumul fără. Ce interesant! Gabriela Schuster, stimați prieteni, iată un poem care face multe trimiteri și chiar se potrivește cu ce ascultăm acum, Giovanni Gabrieli, renascentistă perioada muzicală. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine la momentul de poezie și cu cei trei autori pe care i-am prezentat astăzi. Vom continua să ne întâlnim la momentul de poezie pentru că, repet, este un medicament pentru minte și pentru inimă, nu doar că e pandemie, ci pur și simplu. Poezia bună, muzica bună sunt medicamente pentru suflet. Și, repet, dacă aveți copii, dacă aveți cunoscuți copii, povestiți-le și lor despre poezie, citiți-le câte o poezie, frumos, cu intonație, învățați-i și pe ei să citească frumos, cu voce tare, ca actorii, ca să se bucure mintea lor și să se
încarce de această minunăție care este poezia. Până la momentul următor, vă îmbrățișez cu drag, cu poezie, cu bucurie, cu urări de sănătate. Când dormiți, să visați frumos și bine și dacă e bine să se împlinească. Și, repet, ne întâlnim și mâine la momentul de poezie ca să ne fie bine. La bună revedere, prieteni!